Primăria Capitalei ar putea aloca 3,7 milioane de lei pentru cumpărarea 100 de dispozitive de testare antidrog, asta în condițiile în care fostul ministru de interne Lucian Bode a cheltuit bani pentru a dota poliția română cu BMW-uri cumpărate de la prietenul președintelui Iohannis și nu a reușit să achiziționeze astfel de teste. Aparatele achiziționate de primărie ar urma să fie împrumutate gratuit instituțiilor care vor solicita acest lucru. Primăria Capitalei alocă bani pentru aparate de testare antidrog, lucru pe care Ministerul de Interne, condus până în vara acestui an de Lucian Bode, nu l-a considerat o prioritate. Se aprobă alocarea sumei de 3.700.000 de lei pentru achiziționarea unui număr de 100 complete, care reprezintă dispozitivele și consumabilile acestora pentru determinarea prezenței în salivă a substanțelor stupefiante, aparate care vor fi utilizate de echipajele de poliție care acționează pe raza municipiului București în acțiunile de combatere a consumului și traficului de droguri. Se aprobă darea în folosință gratuită prin contract de împrumut către Direcția Generală de Poliție a municipiului București, se arată în proiectul Primăriei Capitalei. Dacă Primăria Capitalei va aloca aproape 800.000 de euro pentru a combate traficul și consumul de droguri, bani pentru aceste măsuri au fost și la Ministerul de Interne. Însă instituția condusă în ultimii ani de Lucian Bode a plătit 23 de milioane de euro pentru BMW-uri de la Automobil Bavaria SRL, firmă condusă de Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, acesta fiind considerat un contract cu dedicație. Dacă poliția română ar fi fost dotată cu aparate de testare antidrog, accidentul în care a fost implicat Vlad Pascu ar fi putut fi evitat, la fel și alte sute sau chiar mii care au loc anual din cauza șoferilor drogați.